Se anunță spectacol în turul Franței. Organizatorii au dezvăluit traseul de anul viitor, din care nu vor lipsi Pirinei și Alpii. Mare favorit, Chris Froome, a primit aseară premiul trofeul Bicicleta de Aur, atribuit celui mai bun ciclist al anului. Ediția cu numărul 105 a turului Franței îmbină tradiția cu inovația, în încercarea marii bucle de a se reinventa. Din 7 iulie vor fi 21 de etape în care cicliștii vor parcurge 3329 de kilometri. Nu vor lipsi porțiunile de pavate care vor introduce cicliștii în infernul nordului, un contratimp pe echipe, dar și mitica ascensiune de pe Alpe d'Huez. Britanicul Chris Froome se anunță din nou marele favorit, dar concurența va fi puternică anul viitor. Trebuie să așteptăm și vom vedea cum se va desfășura cursa. Tom Dumoulin se anunță un adversar periculos, dar cu siguranță sunt și alți cicliști care vor victoria finală. Gazdele competiției își pun toate speranțele în Romain Bardet. Îmi plac etapele lungi de munte, dar vor fi și etape scurte foarte intense. Este o combinație care va face cursa și mai dificilă.